în această criză, Occidentul a intrat cu ceea ce numea Victor Orban extraordinar, cu aroganța față de viitor. Încoată începutul ăla la discurs, ați văzut, el spune să nu luăm pâinea Domnului, adică Domnul, nu știu, viitorul hotărăște, da? Și atunci a zis, bă, aia rușii, aia le băgăm sancțiuni, da, tac, 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 tac. În genunchiem liniștit, o să frate. Mai aibă hamburger, o să ducă și o să dărâme Kremlinul și noi o să învingem. Ei, uite că n-a ieșit. Deci de aici a pornit. Eu, apropo și de vizita doamnei și de comportamentul lor, eu cred că ar trebui să ne întoarcem la marea responsabilitate care au avut-o liderii politici mondiali în timpul războiului rece. Mă țineți minte? Adică undeva la doamna asta o minimă, mă duc, dar de ce să mai declanșeze ceva? Că totuși lumea asta ați văzut, nu se cere. Da, fără să fiu conspiraționist, că, dar vă întreb că poate, nu știu, n-aveți sentimentul că totuși ne scapă ceva în tot tabloul ăsta? Adică, domne, tot ce se întâmplă în Ucraina, emoție până la Dumnezeu cu tare, uite, au trecut niște luni de zile, dacă îl întrebi mâine pe o stradă, pe unul, dacă a mai citit ceva de Ucraina în jurnale de știri, nu mai știe nici cât o declarație prizărită a lui Zelenski, te mai auzi de câte un ucrainean pe aici, pe România, mă rog, da, deci da, emoția s-a terminat cu Ucraina, mă. S-au tras niște focuri de armă la granița Serbiei cu Kosovo. De la ce a pornit, ca să ne înțelegi, de la niște numere de înmatriculare auto, adică motive mai puerile sau mai n-ai fi crezut că există. Deci să pot risca conflicte interetnice în lumea în care trăim acum pe niște numere de înmatriculare. Că nu s-a respectat legislația statului Kosovo și nu știu ce. Bun. Apare chestiunea asta legată acum de China. Știți, ieri pe o aplicație din asta de urmărit avioanele, Flight Radar îi spune, așa, care în general are vreo 2000 de urmăritori. Erau 650.000 de oameni care se uitau pe harta aia la avionul doamnei Pelosi care zbura spre Taiwan. Deci emoția, așteptarea, toată lumea se întreba, trimite Xi o rachetă în avion sau nu? Emoția s-a mutat în partea aia. Totuși, parcă toate focurile astea de artificii, care de multe ori se lasă, din păcate, și cu pierdere de vieți omenești, sunt menite la un moment dat, nu știu, ne ascunde cineva ceva. Vin extraterestri, naiba știe ce se întâmplă, nu înțeleg. Prea e așa o explozie permanentă. Tot timpul trebuie să fim ținuți în tensiune maximă, că se întâmplă ceva, că vine ceva, mai vine un COVID în toamnă, mai un vaccin, mai... Ce naiba e asta? Da, într-adevăr, este o ținere a planetei, pentru că, repet, în cazul acesta, ați înțeles că eu fac deosebire între inexorabilitatea unui gest. Nu știu, dacă, repet, bunicul ei murea în Taiwan și trebuia să ducă... Bă, n-ai ce să fac? Nu, a fost o vizită care a fost absolut inutilă. Dacă la Biden, ducându-se în Arabia Saudită, bă, mă pot să spui că a fost să ia petrol. Putea la fel de pe și din punct de vedere al Taiwanului, i-a făcut rău. Pentru că și aia n-au nevoie de embargouri și ăla, bun, s-a dus din punct de vedere al securității Taiwanului. S-a întâmplat ceva, nu dacă chinezii și Bănescu o să o lea vreodată, nu țin cont de asta. Adică, deci a fost un gest în acesta de provocare care... Mă întorc la ce spuneam mai înainte, care a arătat că la nivelul Americii lipsește înțelepciunea. Domnul Turcescu, ești jandarm, încă o dată, da, acord, ești cel mai tare din lume, ești Imperiul Roman, ești Imperiul Persan, da? Da. Ești Imperiul Bizantin, dar la nivelele alea zici, bă, nu pot să mă cer cu toată lumea. Adică nu pot să merg pe varianta, da, mă, așa vreau eu. Eu ce? Eu sunt americancă și ce n-am voie să mă duc? Adică trebuie să ții cont, nu numai, dacă nu ții cont de China, păi și de Mozambic, unde acolo să ții cont? Nu vorbesc serios, adică toate aceste crize se nasc sunt semnale de alarmă. Semnale de alarmă pe care le-a tras foarte bine, îi mă întorc chiar la Victor Orban, care a spus așa, bă, ăia ne iau tehnologia, dar nu ne iau și valorile, ați observat? Da, da.
Eu am nu răs mai tare decât această teorie. Băi, trebuie să promovăm democrația pe planetă. De ce să o promovăm, domnule? Adică de ce să promovezi în Afganistan democrația? Că nu sunt pregătiți. Adică de ce să impun eu? Bun, eu am ajuns la concluzia Franța că democrația, mă rog, la care am ajuns eu, că am făcut și o revoluție, este cea mai bună pentru mine. De ce să o impui? Ah, dacă țara respectivă nu are democrație, pentru că poporul nu-i pregătit, da? Și vrea să exporte dictatură, da, discută, e treaba lui. Mă, nu înțeleg care era problema lor dacă femeile afgane n-au reușit să impună să nu poarte feregea sau ăsta. Văd, încă o dată, lumea este culmea că nimeni din această lume nu încearcă să impună vecinului un comportament. Sunteți de acord? Fiecare da. E unul care, dacă ascultă manele... Sau dacă încerci să impui un comportament, este cu scandal. Dar, domnul Turcescu, dacă ascultă manele la căști, dumneavoastră vă puteți să spună, băi, de ce ascult manele și nu ascult Beethoven? Nu-i treaba lui, nu vorbesc serios, vă nebunie. Da, corect, da. Și putem impune oamenilor, dacă ascultă la difuzoare, te deranjează. Ei ascultă manele la căști. Și ce să-i fac eu? Adică, nu, domnule, nu, te rog. Păi, dar nu este o aroganță. Încă o dată, mai un pic de modestie. Cât eu trăim pe o planetă, unde trăiesc cu toți.